lipsești, tu viață fără sens, e singura ființă. Nu știu ce este cu viața mea, simt că s-a schimbat lumea. Florin Dincă, te ia fratele tău. E și frumușel? Da. Alo, da? Gioconda, ce faci, nebunule? O, te pup, Ionuță. Ce să fac? Uite bine pe la studio, vreau să intru live, mă uitam pe YouTube ăsta. Tu ce faci? A, cu live, cu ale tale. O să dau la 10, da. Bravo, foarte bine. Văd de ce te-am sunat. L-am găsit acum, mergeam, eram cu mașina și am ajuns la studio, l-am găsit pe un băiat pe TikTok, unul care îmi place cum cântă. Florin Dincă are pe TikTok, îl știi? Florin Dincă? Da. Băi, mi se pare că îl știu, da, după TikTok, cântă la rece, nu? Mai slăbuț, așa. Da, măi, un băiat mai slăbuț, așa, și brunețel. Da, știu de 50, da, cântă bine cu vocea, da, l-am auzit. Da. Ce vrei să faci? Vroiam să faci și tu ceva, să mă pui în legătură cu el. Vroiam să-l aduci pe aici, pe la mine, pe la studio, să fac ceva din el, să-l ascult și eu, să văd ce... Da, cum să nu? Poate pielea, poate pun mâna pe el să-l fac om. Alea ale mele. Mhm. Cum să mă, parcă l-am văzut la un prieten ăsta al meu la un eveniment. Ok. O să iau numărul, o să-l sun să vedem cum facem. Ce, vrei să-l faci și pe ăsta mare ca lui, să? Da. Toate diamantele ale tale. Da, mă, da. Da. Ai cum să faci rost de el? Adică încerc, dau acum un telefon și încerc să fac rost de numărul, da? Și te sun. Sună tu, falele tale, bă, cu ta, știi tu ce să vorbești, că doar... Cum să nu? Hai că încerc acum să dau de numărul lui, da? Hai, bine, și mă sun și ne vedem la mine la studio, oricum, sunt la mine la studio. Poate poți să-l aduci în seara asta. Bine, hai, te pup, pa. Te pup, pa. Gata, hai cu facerea asta. Alo? Alo, da. Te pup, Florin Dincă? Te pup și eu, da, eu sunt. Nicușor Gioconda sunt. Te salut. M-ai văzut pe YouTube acolo, cred, 100%. Da. Băi, de ce te-am sunat? Ia fii atent, lăsând glumele la o parte, că tu știi alea mele cu norocos, că ai călcat, că ce e astăzi, 1 decembrie, Paștele, bam, lăs la o parte toată caterinca asta. Fii atent, că vreau să vorbesc ceva serios cu tine. M-a rugat frumos Ionuț să vorbesc cu tine și să vii la el la studio, că vrea să facă om din tine. Fii atent ce zic eu aici. Care Ionuț? Ionuț, mă, Ionuț Cercel, mă, frate, mă. Aha. Și vrea să vii în seara asta neapărat la el, să te asculte și pe tine. Da, mă, lasă-mă cu asta. De ce le arde la ăștia? Iar mă sună. Da, frate. Băi, vărule, ai închis telefonul, mai auzit de ferentar, te-ai speriat? Chef de glume de astea, ce să vrea băiatul ăla de la mine? Nu te o la mișto, mă, eu sunt prietenul lui Ionuș Cercel și m-a rugat frumos să te caut, să vii și tu în seara asta. Pe bune? Până la studio. Păi hai că vin până acolo. Crede-mă ce zic. Crede-mă ce zic, că vrea să te facă om. Și când zic eu asta, ai și exemple, mă, frate, mă. Toate diamantele, vrei să mai zic mai mult de atât? Bine. Da, mă, vrea să dai și tu o probă la el aici în studio cu formația, că te-a văzut băiatul pe TikTok, cum cântai la rece. Ok. Pe fii atent, în seara asta îți dau eu acum adresa prin mesaj. Da. Ne întâlnim noi doi și mergem la el, da? Da. Îmbracă-te și tu frumos ca pe Neckerman și ce zic? Bine. Nu, mă, lasă-mă că sunt eu, glumesc, că mai vorbesc și eu. Bine. Crede-mă că ți-a pus Dumnezeu mâna în cap 100% dacă eu zic. Bine, mersi mult de tot, te pup. Ai și tu țigări? Glumesc, mă, alele mele. Haide, te aștept, îți dau adresa, pa. Pa. Te salut.
Ce faci? Că nu glumesc, nu alea. Ziua asta o să-ți rămână minte. Păi de asta ziceam, că te știam că tu ești cu... Sunt o panoramă, dar nu rămâne așa. Cu astea. Promisiune, ai văzut? Bă, așa îmi place de tine. De-aia mă bazez eu de fiecare. Big Mac, Big Mac. Salut, salut Florine. Stai jos. Salut, băi, salut. Salut. Te-am văzut pe TikTok niște filmulețe de alea când cântai și mi-a plăcut de tine cum cânti. Tu cânti cu cineva, faci ceva? Ești într-o formație undeva? Nu sunt legat de nimeni, ca să zic așa, dar am mai cântat așa, la, în familie. Poți să-mi cânti și mie ceva la rece așa un pic, să te aud și eu? Da, cum să nu. Bun, hai, bag. Iubirea mea, spune-mi ce să-ți dau, tot ce vrei îți iau, dragostea mea. Vreau să te câștig, că m-am auzi, îndrăgostit. Dar dacă te pun să cânti un pic cu băieții, cu formația la microfon, poți? Da, da. Da? Hai. Hai. Mai vreau, ia cântăm și mie o lentă. Să te auzi și o lentă care știi tu că te bazezi pe ea și o cânti frumos. Să te auzi și o lentă, da? Cum să nu? Hai, bag. Da, 09, 2, banii m-am plimba prin lume zi de zi. Dar cu ei mi-am crescut copii. Inimioara mea, măi, Doamne, că n-am stat mai mult lângă fata mea. Vine o zi când voi muri și vor plânge iubarea-i mei copii, fetița mea. Bravo, bă, îmi place de tine. Știi ce vreau să-mi cânt și mie? O melodie pe țigănește, cuvinte ceva pe țigănește, știi? Da, știu. Hai, bagă. Ale, ale, mă! Ale, ale, mă!
Păi îmi place de tine. Eu unul personal vreau să fac ceva cu tine, să fac treabă cu tine, doar că eu lucrez în felul următor. La mine totul se bazează pe corectitudine și pe respect. Acum, pe mai departe, tu știi ce vrei să faci, dacă vrei să cânti, dacă vrei să aparții de mine, adică să mă ocup de tine, să aparții pentru muzică. Eu să-ți fac tot ce înseamnă muzică. Vrei? Ești decis să facem treaba asta împreună? Cine n-ar vrea? Vrei, nu? Bravo. Bun, atunci știi cum vreau să facem? Eu am actele la mine că eu nu plec nicăieri, eu umplu numai cu contract de fiecare dată când vreau să iau pe cineva. Îl ai pe Nicu aici, îți dă el tot ce e de făcut, de semnat, facem un contract pe o perioadă de-aia frumoasă, da? Doar că la numele ăsta, știi de ce te-am pus să cânti pe țigănește, nu? Eu m-am gândit de când te-am văzut pe internetul ăla că mie îmi place fața ta, că ești mai brunet, așa? Și vreau să te cheme Florin Moroilo. Inima mea. Știi pe țigănești? Vreau, așa îmi place de tine. Bun. Moroilo, vreau să știi că așa te cheamă acum acolo. Eu ți-am pus numele ăsta să-ți aducă noroc și să te iubească lumea și să te respecte lumea cum mă iubește pe mine și Doamne pe familia ajută, mea, da? Doamne ajută. Hai, într-o săptămână, două, băieții mei, ne apucăm de treabă cu el. Într-o săptămână, două, îți fac cea mai tare piesă eu. Dacă nu rup țara, să-mi spui tu mie ce vrei tu. Doamne ajută, Doamne și ajută. Dumnezeu cu tine. Să rămână.